Cristi Fernea, revenim în librăria ta cu drag de fiecare dată. De data aceasta am venit să vorbim despre cărțile motivaționale, cărți care sunt din ce în ce mai populare, nu doar în România, ci trendul este valabil în întreaga lume. De ce crezi că există acest fenomen, pe considerentul că oamenii vor să se cunoască din ce în ce mai bine pe ei înșiși, să aibă relații mai bune atât cu ei înșiși, cât și cu cei din jurul lor? Care ar fi motivul pentru care există acest fenomen și dacă este chiar real? Mulțumesc și bine că ați revenit. Sigla librăriei Luceafărul e chemare în lumea cărții. Deci cu atât mai de fiecare dată când reveniți ne bucurăm. Și vis-a-vis de întrebarea pe care mi-a spus-o, aș începe cu ideea să dezvolt ideea ce înseamnă cărți motivaționale dintr-un punct de vedere impropriu spus, pentru că aproape orice carte pe care o întâlnim găsim un spirit motivațional, în primul rând pentru a o citi și pentru a ne regăsi și a ne dezvolta ludicul în cel mai fericit caz. Și orizontul de cunoaștere, sigur. Și ca atare, în cadrul ăsta general, aș spune că sunt cărți și mai motivaționale. Și aș completa, care foarte bine ați enumerat de ce lumea caută, în primul rând, și aș mai adăuga, pe caută ca să-și găsească succesul în viață. Și aici e o întreagă dezbatere ce înseamnă succes în viață, ce înseamnă fericire, pentru că toată lumea e în căutarea fericirii sub o anumită formă, chiar și liniștea este o găsire a fericirii, a eului, a sinelui, ca să spunem așa. Deci da, ne referim la acele cărți, nu neapărat de beletristică, ci acelea care poartă oarecum titlul de cum să fii fericit, cum să devii un om bogat, manuale de viață, cum să te relaxezi, cum să... În primul rând, aș remarca o nevoie de nișă pe acest subiect și nu întâmplător aceste cărți sunt bine definite în lista de apariții, nu sunt la categoria de beletristică, pentru că sunt cărți de educație specifică, manuale de viață și de succes. Cred că și datorită faptului că a fost importat în mare parte din Statele Unite, în primul rând, din Europa de vest, și cu bucurie constatăm că și românii în ultimul timp scriu asemenea cărți și manifestă experiența de viață și își o exprimă. Încet, încet avem în firme lideri, nevoia de leadership, este nevoia de comunicare, se simte pregnant nevoia de o cât mai bună comunicare care să regăsesc în performanțele firmelor. Și în ultimii ani am constatat că firmele mari care își permit recurg la buni comunicatori pentru ca să creeze un cadru de comunicare, de dezvoltare a firmei în primul rând, și încet încet s-au ajuns și la cărți de dezvoltare personală. Unele dintre acestea poate că doresc să înlocuiască cărțile așa zis religioase, ca să spunem așa, deci o întreagă literatură. E o adaptare modernistă la realitatea capitalistă, ca să spunem așa, și mă gândesc la conversații cu Dumnezeu, Donald Walsh și întreaga colecție, da? Prin care e vorba de o regăsire a sinelui într-o lume tot mai zbuciumată și mai, cu atât mai mult în perioada asta de ultimul an prin ce trecem. Există o nevoie de liniște și de a găsi răspunsuri la emoțiile puternice prin care trec. În același timp, odată cu dezvoltarea psihologiei, și mă refer la capitolul, de exemplu, de teorie cognitiv-emoțională,
multe din cercetările și din rezultatele din domeniul psihologiei se regăsesc în aceste cărți care, prin psihologie, psihanaliză, încearcă și rezolvă probleme de boală, ca să spun așa, și de existență. De suferință. Și de suferință psihică, emoțională, în primul rând. Pentru că pomeniți de suferință fizică, vă dau un exemplu care o consider eu o carte tot motivațională. O să ajungem și la suferința psihică. Alexandru Rotaru și Horațiu Rotaru, doi profesori universitari de la Cluj, momente din istoria stomatologiei clujene, așa, în care îl găsim pe Maramureșanu, pentru că mă întorc la o temă care am mai încerc să o dezvolt de fiecare dată când am ocazia, mari personalități ale Maramureșului, Gheorghe Bilașcu, care este fondatorul stomatologiei românești și grație acestor mari personalități ale lumii medicale clujene, în acest volum ne este prezentată marea contribuție pe care a avut-o Bilașcu la medicină. Și ca să vă zic de literatură, de concept motivațional și importanță, uitați ce spune aici, jertfă pentru un ideal. Pentru filozofia de viață a unui om obișnuit, titlul de mai sus reprezintă un proiect aproape imposibil de realizat și totuși istoria consemnează numeroase personalități care și-au jertfit viața pentru un ideal. Doctorul Bilașcu este unul dintre aceștia. Descrierea faptelor care urmează va veni în sprijinul aserțiunii de mai sus. Aceste modele pe care noi putem să le punem în valoare, să ni le reamintim, să le rememorăm, pot să fie și, după părerea mea, sunt aspecte motivaționale de succes în viață, de succes profesional, și această carte, dintr-un punct de vedere, din acest punct de vedere, o pot categorisi de asemenea natură, de a schimba destine, de a schimba concepții, pentru că o mare parte din literatura despre care facem vorbire se învârtea în jurul acestui concept de schimbare și de transformare. Adică ce trăim de fapt și noi în ziua de astăzi se poate încadra în acest tipic. Și vă arăt Jordan Peterson, o carte celebră de mare succes, 12 reguli de viață, un antidot la haosul din jurul nostru. Este nevoie de scris înainte de pandemie, cu sute de milioane de vizualizări pe YouTube, conferințele lui Peterson, medic, asemenea, apropo, un medic renumit din Canada, care, vrând să pună ordine în viața capitalistă, ca să spun așa, consumeristă, ne trimite la vechile obiceiuri creștine de educație, de disciplinare, de care vorbesc despre curaj, exact, onestitate, și reușește să convingă, și o carte de mare succes pe care o recomand cu și se recomandă singură. De mare ajutor în emisiunea aceasta e faptul că titlurile cărților practic sunt cele mai sugestive poate din întreaga librărie. Cărțile motivaționale au titluri care vând singure și explică de fapt, exprimă ceea ce se regăsește în carte. Ce înseamnă fericirea și curajul de a fi fericit? O altă noutate de la editura Litera, care exact ce spuneam, pune în valoare puterea psihologiei pozitive și un mod de a gândi și de a trăi. Scris de doi importanți psihanaliști japonezi, care merge pe gândirea psihanalitică a lui Adler și aduce în actualitate acest subiect al fericirii. Văd aici încă o carte, apropo, pe care am uitat să vă pregătesc, dar vă prezint, În căutarea fericirii, de la editura Rao, da? Care, la fel, în lumea stresantă în care se trăiește,
dă câteva repere importante prin celebrele metode Hygge daneză de construcția fericirii, de Lykke, la fel metodă daneză, se consideră că danezii sunt cel mai fericit popor din Europa, poate din lume, deși aceste clasamente sunt în general subiective. Metoda Ikigai japoneză vis-a-vis de fericire, de simplitate și așa mai departe. Totul se rezumă la gândirea pozitivă, dar și la exerciții pentru a atinge această stare de fericire. Cele două metode le cunosc puțin, și cea daneză și cea japoneză, se învârt în jurul unui minimalism, adică nu a unui consumerism, ci încearcă să demonstreze că printr-o viață cumpătată poți găsi elementele de regăsire. De fapt, arta simplității, tocmai am văzut un titlu, un alt titlu aici pe raftor, arta simplității, din librăria ta. S-a adus aminte și vă arăt acum dacă am aici, uitați, da? Pentru că sunt foarte multe, casa minimalistă, deci dintr-o etapă în alta, casa minimalistă. De fapt, săptămâna aceasta a fost publicat un raport al Organizației Mondiale a Sănătății, ce este de făcut în această criză, câțiva pași pe care trebuie să-i facă, a fost publicat și în limba română, l-am citit alaltăieri. Și sugestia e următoarea, are vreo 70 de pagini acest raport. Oamenii în perioade de criză, cum suntem acum, trebuie să se întoarcă la sine, la cunoașterea personală și punerea în valoare, în primul rând, a propriilor simțuri. Și este recomandat ca atunci când mănânci de 2-3 ori mai mult decât până acum să ții cont de gust și să-l apreciezi și să-l cataloghezi. Dacă vezi ceva, să-ți pui întrebarea. Deci, practic, cât e de frumos, cât de important pentru tine poate fi, unde te regăsești. Deci, cele 5-6 simțuri pe care le avem... Apropo, o altă carte, o văd aici, Puterea de a fi prezent. Cred că la asta te referi. Exact. Și Bunul simț, apropo, care e ancestral, așa, de la natură, ne împing să trăim această izolare, poate și să o măsurăm în alte termeni, printr-o întoarcere la sine și la propriile noastre simțuri. Este și o teorie prin care s-a dovedit eficiența în rezolvarea conflictelor, ceea ce vă spun și vă recomand, că este public pe apropo. Deci, cum spune și titlul, înghite Plato, nu Prozac, da? Prozac este un... E o carte, altă carte renumită, da? Altă carte renumită, deci să nu folosim Xanax, Prozac și... Anxiolitice. Exact, pentru a ne rezolva. Bine, sunt cazuri clinice care necesită, dar și această carte este un îndemn către cunoaștere, către filozofie, importanța lui Socrate, a lui Lao Tse, această consiliere filozofică, de fapt, care ne-o dă marile lucrări din literatură, din filozofie, sunt un antidot pentru aceste vremuri. Sau Luce Hay, celebră, din nou, Poți să-ți vindeci viața, care vine cu propria rețetă prin care spune că aproape orice boală poate fi vindecată prin practicarea atitudinii mentale potrivite. Deci tot pentru o regăsire și o interpretare a vieții. Bol și afecțiuni, terapia teta, uite, un alt titlu pe care l-am văzut aici. Sigur, cu mare plăcere, o carte celebră, Terapia teta, care iarăși este un concept american, care descrie această carte în amănunt programele, convingerilor, perspectiva intuitivă, remediile și suplimentele pe care le recomandă Viana pentru diferite boli și afecțiuni bazate pe experiența acumulată în peste 47.000 de ședințe terapeutice în care a vindecat pe cale psihică numeroși clienți. Deci, bazându-se pe dovezi științifice,
Experiența este pusă de această artistă, profesoară și medium intuitiv, cum se caracterizează, din Statele Unite. Ce vă spuneam, ca și importuri de... Așa aș putea să am acolo Pelerinul Rus, care e o carte celebră iarăși, dacă despre Isihas și rugăciunea inimii, care din perspectivă religioasă isihastă, în opinia mea, ar avea cam același efect cu, dacă te rog, mulțumesc, da? Pentru pansarea sufletului și pentru o regăsire din perspectiva noastră ortodoxă a adevăratelor valori și tradiții spirituale românești. Și pentru că am început emisiunea completând cu aspectul economic, vă prezint și din perspectiva a pentru că trebuie trăit pe lângă spirit, energii pozitive și cu bani, o continuare a seriei Tată Bogat, Tată Sărac a lui Kiyosaki, așa, care ne prezintă 8 reguli ale banilor, viziunea lui Kiyosaki asupra economiei globale și analizează cauzele pentru care oamenii se confruntă cu dificultățile crizei contemporane. Se crede că este o conspirație a celor bogați. Trebuie demonstrat și Kiyosaki demonstrează că fiecare om, dacă știe să-și organizeze bine viața, poate să devină un om bogat și poate fi catalogat, de fapt, un om bogat. Napoleon Hill, nume de referință, da, care din anii 40 a făcut mari furori și cel mai de succes, se poate spune, autor de cărți motivaționale, de gândire pozitivă, care ne spune că mintea nu are niciun fel de limite în afara celor pe care le-ai ales să le recunoști și să le accepți. Ai control absolut asupra unui singur lucru, gândurile tale. Deci, ce ni se întâmplă, putem considera că se întâmplă datorită că mintea sau noi interpretăm fiecare în parte realitatea. Și fizica vine și spune același lucru. Deci aceste cărți, din această perspectivă și mai ales ultima, care, printre ultime care vreau să vi le arăt, rezolvă ecuația fericirii, despre asta vorbește după un răsunător moment tragic în viața lui, directorul de la Google, în urma decesului fiului său, la o vârstă foarte fragedă, se hotărăște să scrie această carte și să dea un îndemn tuturor pentru cum să depășești momentele dificile și cum să-ți evaluezi viața când treci prin momente foarte dure. Este ca și un manual foarte bine construit, o carte de mare succes, consider, apărută de o lună cam la editura Humanitas. Vorbește despre echilibru, vorbește despre experiența lui la Google, așa, și ne spune cât de important este iubirea în general a oamenilor, empatia, așteptările, dacă sunt exagerate, pe care le avem de la viață, de la cei din jur, așa. Cum să te organizezi? Organizarea eficientă a timpului, prioritizarea... Exact. Și cum să simți realitatea, ce vă spuneam până la urmă. Ce se consideră că este important în viață? Care sunt valorile? Maxwell, un alt nume de referință, care e pasionat de dezvoltarea personală de peste 50 de ani. Maxwell, un mare specialist în marketing, ne împărtășește experiența lui. Milioane de persoane în Statele Unite au beneficiat de cărțile lui și și-au dezvoltat afacerile și nu numai. 15 legi supreme ale dezvoltării personale. Nu sunt cărți foarte noi acestea, și am încercat să vi le arăt cele mai importante persoane, autori în acest domeniu.
Ar mai fi Dale Carnegie. Fac o paranteză, tot un John Maxwell, țin și eu în mână, Leadership de Aur, dacă vreți să le prezint telespectatorilor. Da, Leadership de Aur, care duce mai departe ideile cele mai importante de leadership, adică de a conduce, de a căuta ce e esențial, de a pune în relație oameni, idei și de a construi pe... Ceea ce ține tot de mental și de comunicare. Exact, ceea ce e și foarte greu astăzi, pentru că, deși aparent lumea comunică mai mult pe platforme de socializare, nu vedem construcții în jur. Nu comunică eficient și constructiv. Exact. Deci construcții serioase. Oamenii uită să viseze, uită să se asocieze, să facă echipă și să comunice în vederea înfăptuirii de lucruri concrete. Vedem puțină lume în parc, puțină lume la mișcare, dintr-un punct de vedere. Așa, lumea asta se izolează, sigur, și la propriu și la figurat, adică se izolează și în sine și în case. Ar trebui să folosească natura, că vine vremea. Există mai puțină comunicare socială și mai mult virtuală. Sigur, de unul singur, fără, păstrând distanțarea și așa mai departe, dar sportul și mișcarea întreține această energie pozitivă și gândire pozitivă de care vorbim? Pozitivă și recomandări și în acest raport a OMS-ului despre care vă spuneam. Dacă mai ai pentru final vreo carte, ne apropiem de finalul emisiunii. Da. Un nume iarăși de referință, Peter Drucker, curs de formare pentru manageri, 52 de săptămâni de coaching pentru leadership eficient. Iarăși o carte de mare succes. Sunt foarte puține cărți apărute în România despre management și ce înseamnă să conduci eficient o întreprindere, organizație în general, cum e folosit termenul. Avem foarte puțin specialiști sau care să-și fi mărturisit experiențele. La ora actuală, într-adevăr, pe vloguri, pe YouTube și așa se mai găsesc experiențe mai nou puse. Sigur, e o zonă foarte fluidă, nu sunt rețete foarte clare. Economia românească funcționează de multe ori altfel decât tiparele din America, dar din alt punct de vedere, datorită multiplelor crize, am dezvoltat și o capacitate de reziliență foarte mare. Deci de a ne reface, și aș mai fi vrut eu să vă găsesc, nu știu cât timp avem, câteva cărți despre reziliență, de cât este de importantă important să te refaci. Să îți refaci forțele, au trecut iarna, noi avem ciclurile așa creștine, a tradiției creștine, de anotimpuri și așa mai departe, dar acum ieșim puțin din izolare, prin această relaxare și ar fi interesant de văzut cum putem să ne revenim după... Pentru că și traumatizați de evenimentele și de decesele din jurul nostru care așa și afectați lumea, poate de aceea se explică în ultimul an interesul pentru aceste cărți foarte mare. Dacă spuneam săptămânile trecute că acum 20 de ani era un interes căzut, pot să spun că se schimbă generațiile, vedeți? Se transformă, lumea dorește și are dorința de a afla cât mai multe și de a primi confirmarea. Nu, poate de multe ori părinții noștri aveau capacitatea asta de reziliență, aveau gândire pozitivă, aveau forța că au rezistat așa prin epoci întunecate, dar n-aveau confirmarea că ce fac e bine. Astăzi în cărți de multe ori găsim practic confirmarea că ceea ce gândim, ce atitudine avem sunt cele corecte, care sunt date de experiența a milioane, a zeci de milioane, a altor culturi, a altor mentalități, care până la urmă
În concluzie, dacă vă spun că am citit destul de mult, suntem la fel de în comportament de asemănător cu francezii, cu americanii, sigur, având particularitățile pe care le regăsim, apropo, văd acolo Cristian David în Psihologia poporului român. Avem câteva particularități, dar avem reziliență, zic eu, bună. Ca în concluzie, pe final de emisiune, dacă toți suntem izolați oarecum și nu putem să socializăm ca până acum, măcar să ne regăsim pe noi înșine și să ne bucurăm chiar de lucruri simple, să ne regăsim fericirea cu oamenii de lângă noi, cu noi înșine și să reușim să acordăm prioritate lucrurilor de valoare din viața noastră. Mă repet, simplitatea stau la baza rețetelor Ikigai, Hige, Like, a culturilor care sunt renumite în privința, în barometru fericirii, ca să spun. Simplitatea și introspecția. Mulțumesc mult, Cristi! Mulțumesc și eu!